Închei cu următorul sfat. Este un sfat foarte simplu. Eu predic Evanghelia, dar la un moment dat, în viața mea, soția mea a trebuit să mă ia deoparte. Nu o striga la mine foarte tare. N-aș spune că o striga la mine. Dar a avut așa o stare de vorbă foarte serioasă cu mine, în care m-am simțit atât de rușinat și de... venea să intru în pământ, să-mi pun cenușul deasupra capului. Că a trebuit să mă confrunte cu o realitate. Eu sunt predicator, eu spun la alții de Dumnezeu și așa mai departe și nu aveam părtășie în familie cu soția mea și cu copiii mei. A trebuit să dea cu mine o leacă de pământ să mă scuture. Și din nefericire n-am fost eu cel care am inițiat, care ar fi trebuit să inițiez părtășia în familie. Ce a inițiat-o ea, dar a făcut-o. Și atunci este părtășie zilnică în familie. După ani de zile va fi greu să te uiți în ochii soției tale și să spui hai să ne rugăm. Că ea știe că tu nu ești unul care o chem la rugăciune. Va fi foarte greu. Și cei mai mulți bărbați creștini nu o fac. Sunt bărbați creștini care niciodată nu și-au chemat soțiile la rugăciune. Este cea mai frumoasă intimitate. Ca unul care am experimentat tot felul de intimități cu soția mea, este cea mai frumoasă intimitate. Femeia cu care ești cel mai aproape, cu care trăiești toată viața, să stai cu ea în prezența lui Dumnezeu, să te rogi lui Dumnezeu. Și apoi când vine primul copil să-l aduci și pe ei, sau când vine al doilea copil să-l aduci și pe ei, când vine al treilea copil să-l aduci și pe ei, să crească copiii într-o casă în care se manifestă prezența lui Dumnezeu. O casă în care după ce tata își cere iertare seara pentru lucrurile pe care le-a făcut și n-au fost după voia lui Dumnezeu, își cere mama iertare și copiii singuri o să-și ceară iertare. Pentru că văd la părinți lucrul acesta. Nu neglijați lucrul acesta. De aici începe căderea. Când auziți în public că o familie are mari probleme, să știți că căderea lor a început cu mult timp înainte și a început căderea din cămăruță. Pentru că au făcut în cămăruță multe lucruri, dar n-au făcut și lucrul acesta de a sta în prezența lui Dumnezeu. Și ăsta este sfatul meu în final, pe care vi l-aș da fiecăruia dintre dumneavoastră, dar în special vouă. Dumnezeu să vă ajute. Amin.